Pământul e împânzit cu suferință și oamenii în ea sunt întocmiți. Dar cei ce ajung să umble prin credință de acest firesc amar sunt izbăviți. Și fericiți, cum nu se poate spune, ei, posesorii aurului sfânt, călătoresc în liniște prin lume, trăind în ceruri, chiar de pe pământ. Neobservați, smeriți cu acest tezaur, ei trec prin viață atât de ușor și totuși unii, mai bogați în aur, sunt puși în foc să arate darul lor. Aceasta este calea suferinței, a suferinței celui credincios, dar totuși, după legile credinței, acesta-i darul cel mai prețios. E greu să fii chemat cu propriul sânge, credința în Dumnezeu a osemna. Dar ce onoare atunci când un înger va coborâ putere ca să-ți dea. Cei ce te prigonesc nu văd minunia, cu furie în tine ei lovesc. Dar Dumnezeu îți urcă slăbiciunea în carul de victorie ceresc. Ciocane bat, jignirile răsună, dar în urechea ta sunt simfonii și coruri triumfale împreună te poartă în pragul sfintei veșnicii. Tu plângi, dar nu de mila cărnii tale, ci de a lor cu sufletul obezi, că nu li-i dat să audă osanale, că nu vor să te lase să-i salvezi. Și totuși, când ogorul se stropește cu lacrimi și cu sânge și suspin, într-un târziu ajunge de rodește și Domnul biruiește atunci de plin, căci bobul semănat spre putrezire va învia într-o zi când nu gândești și multă roadă de neputrezire va strânge în hambarele cerești.